Potrivit Ministerului Educației, au fost depuse 23.761 de contestații, număr ce reprezintă 8,07% din totalul lucrărilor susținute. Cele mai multe au vizat lucrări la limba și literatura română, urmate de lucrări la matematică și la limba și literatura maternă. În cazul a 14.747 de lucrări, notele au fost mărite, iar în cazul a 7.541 de lucrări, notele au scăzut. În urma contestațiilor a crescut și numărul candidaților cu media generală 10, de la 319 la 345. S-a redus, în schimb, numărul candidaților cu medii sub 5. Cele mai multe medii sunt cuprinse în intervalul 7-7,49. Media generală obținută la evaluarea națională constituie unul dintre criteriile pentru admiterea în învățământul liceal de stat. Media de admitere în liceu este media ponderată între media generală obținută la evaluarea națională cu o pondere de 80% și media generală de absolvire a claselor din gimnaziu cu o pondere de 20%. Completarea opțiunilor în fișele de înscriere de către absolvenții clase a 8-a și de către părinții acestora, asistați de diriginții claselor a 8-a, se va derula în perioada 29 iunie-3 iulie și va fi urmată de repartizarea computerizată în învățământul liceal de stat în 9 iulie.